Manifestarea a fost prezidată de către rectorul Universității, profesor dr. Ionel Dida, și de către președintele Senatului Universității din Pitești, profesor conferențiar dr. Nicolae Brânzea, care, de altfel, a avut și cuvântul de deschidere. Universitatea din Pitești marchează astăzi împlinirea a 50 de ani de existență și nu există un prilej mai bun de a acorda gratitudinea sa academică Alteței sale regale Principesa Margareta și Casei Regale a României decât acesta. Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ superior relativ tânără, dar în ea pot fi regăsite valorile, tradiția și prestigiul școlii argeșene și mușcelene. Pentru că Principesa Margareta nu a putut participa personal la ceremonie, titlul de doctor honoris causa a fost ridicat de către Alteța sa regală Principele Paul de România. Alteța sa regală, Principesa Moștenitoare a României, este fiica cea mare a regelui Mihai și a reginei Ana și succesorul desemnat în toate prerogativele regale. Este licențiată în sociologie, științe politice și drept internațional a Universității din Edinburgh, Scoția. Primul contact al Alteței sale cu România are loc în ianuarie 1990. În același an, înființează împreună cu tatăl său Fundația Principesa Margareta a României, dedicată sprijinirii bătrânilor și tinerilor aflați în dificultăți fizice și materiale. Fundația a avut activități și în județul Argeș. Principesa Margareta și Principele Radu s-au căsătorit în 1996. Din 2001 locuiesc la Palatul Elisabeta din București. La ceremonie a fost prezent ministrul învățământului Ecaterina Andronescu, reprezentant ai autorităților locale, președintele Consiliului Județean Constantin Nicolescu, prefectul Cristian Soare, primarul Tudor Bendiuc, parlamentari și politicieni.